Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină în grâu și a plecat. Când a venit vrăjmașul și a semănat neghină? Pe când dormeau ei. De decenii în șir, copiii lui Dumnezeu din țara asta dorm. Am dormit când au intrat cu toate programele murdare la televizor. Am dormit când au intrat cu toate programele murdare în ziare și reviste. Am dormit când au început să dea legi pentru avort. Am dormit atunci când au spart gardurile umblării pe care înguste. Am dormit și am dormit și s-a semănat neghină. Știți când s-au trezit câțiva din poporul lui Dumnezeu? Abia când copiii familiei Bodnariu au fost mulși din brațele părinților de organizație care e împotriva voii lui Dumnezeu și i-au luat și ne-am înfiorat. Și am zis: Doamne, intervino ca părinții aceia să-și primească copiii înapoi. Și ne-am adunat în țară și ne-am adunat peste hotare. Și am strigat către Dumnezeu. Și s-a produs minunea. Dumnezeu a îngăduit să se întoarcă copiii înapoi la părinți. Doamne, stăm înaintea Ta și recunoaștem că am fugit de fața Ta, ne-am ascuns. Dar nu Te-am negat pe față. N-am declarat că nu credem în Tine, că nu există. Dar prin faptele noastre am căutat fața altcuiva mult mai mult decât fața Ta. Ne întrebăm, oare se va trezi poporul lui Dumnezeu și vom căuta fața Domnului?